Doi tineri de lângă Suceava au plecat în Ucraina pe cont propriu, să se convingă cu ochii lor că războiul declanșat de Rusia e pe atât de devastator pe cât arată presa. De 4 zile sunt în apropiere de Kiev și caută disperați un loc să mănânce. Observator News a prezentat povestea lor. În aceste timpuri grele în care războiul dintre Rusia și Ucraina nu se mai poartă numai pe front, ci și mediatic, doi tineri din Suceava au decis să se convingă cu ochii lor dacă conflictul militar dintre cele două este adevărat sau un fake news. Astfel că cei doi prieteni s-au urcat în mașină și au plecat la drum, având în minte o destinație clară, Kievul. După 5 zile petrecute în mijlocul luptelor, tinerii și-au format deja o impresie. Călătoria periculoasă a lui Samuel Bota și Cristi Lipa a început în urmă cu 4 zile, atunci când s-au decis că vor să vadă cu ochii lor ce se întâmplă în Ucraina. Cristian Lipa administrează o cafenea în satul Iazlovăț, lângă Suceava. El a fost voluntar 2 săptămâni la Vama Siret, pe unde au trecut numeroși refugiați ucraineni, dar nu era convins de amplitudinea catastrofei din Ucraina și a decis să-și facă propria verificare. L-a luat cu el și pe prietenul lui frizer, Samuel. Primele semne că ceva ar putea fi adevărat au apărut când au vrut să se cazeze. Ucrainenii nu se așteptau la turiști și totul este închis. Au dormit în mașină, nemâncați, apoi s-au convins. Da, e totuși război. Pentru a trăi războiul ca în filme, Cristi și Samuel au explorat împrejurimile Kievului. Aceștia sunt de 4 zile în Ucraina și aventura continuă.